Frumoșii copii ai comunei Dofteana au organizat un spectacol cu tradiții și obiceiuri de iarnă în așteptarea lui Moș Crăciun. Copiii s-au pregătit așa cum au știut ei mai bine, au cântat colinde, iar pe scenă au urcat și cete de urși, sperând să-l convingă pe Moș Crăciun să fie darnic. Felicitări copiilor și profesorilor! Felicitări primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, viceprimarului Dana Cămară și consiliului local pentru generozitatea lor. La finalul evenimentului, primarul Ioan Bujor a mulțumit copiilor care s-au implicat, dar și tuturor cadrelor didactice și a reamintit celor prezenți traseul cetelor de urși din ultimele zile ale lui 2022, dar și programul pregătit în fața sediului administrației publice locale în ultima zi din an. Pe data de 26 decembrie, o ceată va merge la primăria din Hemeiuș. Pe data de 27, toate cetele vor merge la Consiliul Județean Bacău. Tot pe data de 27, la întoarcere, vor merge la primăria orașului Moinești o ceată. Pe data de 27, la orele 15, încă o ceată, din câte bine știu, că Iacu se va prezenta la primăria din Sânduleni. Pe data de 30, o ceată, nu, toate cetele vor merge la Comănești. O ceată va merge între timp la Borlești, în județul Neamț. Iar pe data de 31 dimineața la ora 9:30, o ceată va merge la comuna Parava din județul Bacău, la primărie au fost invitați. Vedeți dumneavoastră, cu sprijinul unității administrativ-teritoriale care le pune la dispoziție toate mijloacele de transport, toți își scot din lăzile lor și de pe umeraj, inclusiv din șifonere, echipamentul, plănurile de urși și plecăm la drum ca să putem să promovăm datrii și obiceiuri. De așa natură, în fiecare an, pe data de 31, să fie nu câți au fost, să fie cât se poate de mulți. Vă doresc multă sănătate și numai căldură în suflet!